Atenție șoferi, pentru că se apropie sărbătorile de iarnă, iar conducătorii auto devin tot mai agitați în trafic, polițiștii de la biroul rutier din Făgăraș vor lua măsuri sporite. În perioada 7-13 decembrie, în baza unui plan național de acțiune, agenții rutieri vor desfășura activități pentru combaterea conducerii autovehiculelor de persoane aflate sub influența băuturilor alcoolice și pentru verificarea folosirii centurii de siguranță. Acțiunile vor fi desfășurate de polițiști pe raza localităților, precum și pe drumurile naționale, județene și comunale. În ultima săptămână, potrivit bilanțului făcut la nivelul întregului județ, polițiștii rutieri au aplicat peste 900 de sancțiuni contravenționale. Au fost ridicate în vederea suspendării dreptului de a conduce autovehicule pe drumuri publice 76 de permise de conducere, dintre care 9 pentru alcool, 1 pentru viteză, 16 permise pentru depășire, 22 pentru neacordarea prioritate și pentru alte abateri 28. De asemenea, s-au reținut 45 de certificate de înmatriculare.